ca să putem discuta despre energie, trebuie să înțelegem întâi mărimea fizică numită lucru mecanic. Forțele pot efectua lucru mecanic dacă se deplasează. În acest desen se vede cum o forță F se deplasează pe distanța D mic, mișcând un corp care poate aluneca pe o suprafață orizontală. Lucrul mecanic se definește ca fiind produsul scalar dintre forță și deplasare, adică este produsul F ori D ori cosinus de alfa, unde alfa este unghiul pe care îl face forța cu deplasarea. Și atunci unitatea de măsură pentru lucru mecanic este produsul newton ori metru, care a primit numele de joule. Se efectuează lucru mecanic de 1 joule dacă o forță de 1 newton se deplasează paralel cu ea însăși pe distanța de 1 metru. Deoarece cosinusul este negativ în cadranele 2 și 3, pentru unghiuri dintre forță și deplasare cuprinse între 180 și 270 de grade, lucrul mecanic este negativ și se numește lucru mecanic rezistent. Când lucrul mecanic este pozitiv, se numește lucru mecanic motor. Forțele pot fi și ele, în funcție de unghiul pe care îl fac cu deplasarea, forțe motoare, care ajută la deplasare și efectuează lucru mecanic pozitiv, și forțe rezistente, care se opun deplasării și efectuează lucru mecanic negativ. După cum ne arată formula, dacă forța este perpendiculară pe deplasare, nu se efectuează lucru mecanic. Asta explică de ce planetele se pot roti miliarde de ani în jurul stelelor, fără să fie nevoie de energie pentru asta, deoarece forța centripetă, atracția stelei, nu efectuează lucru mecanic, fiind tot timpul perpendiculară pe deplasare. Dacă reprezentăm variația unei forțe în funcție de coordonată, area de sub grafic va fi egală numeric cu lucrul mecanic pe care l-a efectuat forța pentru deplasarea x2-x1. Folosind această observație, putem calcula lucrul mecanic al forței elastice și găsim formula pe care o vedeți, în care K este constanta elastică, iar X este alungirea sau comprimarea. Foarte important este lucrul mecanic al forței de frecare, în cazul în care un corp se mișcă pe suprafață orizontală, fără acțiunea altor forțe pe verticală, în afară de greutate. Acest lucru mecanic este egal cu căldura care se degajă prin frecare. Tot foarte important este și lucrul mecanic al greutății. Acesta nu depinde de forma traiectoriei pe care se deplasează punctul de aplicație al greutății, ci numai de diferența de nivel delta H dintre punctul de plecare și cel de sosire. Pentru efectuarea de lucru mecanic este nevoie de energie, lucrul mecanic și căldura fiind forme ale schimbului de energie între corpuri sau sisteme. În final, trebuie știut că raportul dintre lucru mecanic și durata efectuării acestuia se numește putere, iar unitatea de măsură pentru putere este joule pe secundă, care a primit numele de watt. Un motor are puterea de un watt dacă poate efectua în fiecare secundă un lucru mecanic de un joule.